Doamne ajută, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii de presă. Presa, vă spune Părintele Eugen Tănăsescu, în această zi de marți, 20 decembrie, anul Domnului 2016. Miroase din ce în ce mai tare acolind ceresc, sigur, pentru alții miros mai tare mâncărurile la care se gătesc, cadourile la care se gândesc, cadourile pentru care se pregătesc să le primească. Desigur că astăzi e mai important pentru unii să primești decât să dai, decât, zice textul, mai fericit e a da decât a lua. Și tot așa, fiecare înțelege din sărbătorile acestea cât poate, știi? Sărbătoarea este, și mai ales marea sărbătoare a Crăciunului care se apropie, pentru că suntem aici la Mal de Mare, o putem compara cu o mare. Sărbătoarea este ca o mare, e întinsă, e ca un ocean, un ocean nesfârșit al iubirii dumnezeiești. Dar fiecare înțelege din acest ocean, apucă, să zic așa, din acest ocean, cât poate el. Cât poate el, așa că, sigur, deși ne întristăm că unii nu înțeleg mai nimic din ocean decât să uită la bolovanii de pe marginea lui, înțelegeți dumneavoastră metafora, important este că miroase a sărbătoare, și asta este foarte important, colindele ne vestesc nașterea Domnului, iată că începem cu o inițiativă frumoasă, elevii constanțeni vestesc și ei nașterea Domnului prin colind, o frumoasă inițiativă a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului, a început să prindă contur deja a doua ediție a Festivalului Județean de Colinde Tradiționale Românești. Nașterea lui Hristos Vestim debutează astăzi în Constanța, ora 11, Casa de Cultură. Cei care se uită la emisiunea de la TV, deja ora 11 este trecută, dar asta este ce să facem. Deci astăzi debutează la Constanța a doua ediție a Festivalului Județean de Colinde Tradiționale Românești, susținut de către elevii județului Constanța. Este ca un fel de competiție și o mică competiție, să știți, pentru că au fost niște faze intermediare și acum este faza, cum se spune, laureaților, da? Faza celor care sunt cei mai buni. Mai multe detalii despre acest eveniment am aflat de la doamna profesor Daniela Stan, care este inspector școlar pentru religie și care a avut plăcerea de a ne declara câteva cuvinte în legătură cu acest festival de colinde al elevilor. Semnificația evenimentului este vestirea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, păstrarea și continuarea tradițiilor de către cei mai mici colindători, tradiții ce trebuiesc predate din generație în generație. Copiii au fost extrem de deschiși și bucuroși că pot colinda. Sunt cei mai buni dintre colindătorii din sistemul preuniversitar. Sunt în jur de 9 școli care au ajuns în această fază finală a Festivalului Județean. Toți vor fi premianți. Premiile constau în câteva cadouri oferite de Arhiepiscopia Tomisului. Este un festival al colindătorilor. Așadar, doamna profesor Daniela Stan, inspector pentru religie din partea Inspectoratului Școlar Județean, care ne-a oferit câteva detalii despre acest festival al colindelor ce debutează astăzi la Constanța. Am avut și o frumoasă invitație. Mulțumim celor ce ne-au invitat, adică Inspectoratul Școlar Județean Constanța, care a organizat acest eveniment în parteneriat cu Arhiepiscopia Tomisului. Este important să nu ne uităm tradițiile, mai ales într-o lume care încearcă să te aglutineze, să-ți creeze niște mode, le-a spune așa, niște curente de consum, de fapt. Cred că asta este definiția cea mai bună a modei. Dacă ar fi să vorbim despre modă, cred că moda este o opinie de consum. Este un curent de consum, de fapt, nu doar o opinie. Ea se întemeiază pe niște opinii, formează niște opinii, dar este un curent de consum, un curent consumist.
Adică astăzi consumăm rochi verzi, că se asortează cu primăvara, când e colecția de primăvară-vară, și când mă refer la modă, nu mă refer doar la domeniul vestimentar, ca să spun așa. Există mode în diverse zone, există chiar și o modă a colindului, pentru cei care văd în colind doar un moment al consumului, din păcate, trebuie să spun treaba asta, pentru că suntem la acest moment și e bine că elevii noștri învață să colinde tradițional. Colindul nu este un moment de consum. Ascund colind că e la modă, știi? Și așa au apărut colindele comerciale. Niște colinde care sunt golite, de fapt, de sensul divin al colindului, colindul vestește nașterea Domnului, s-a trecut la un colind de consum. Eu te colind pe tine. Doar un Crăciun cu tine. Am auzit melodia asta. Melodii de Crăciun. Sunt albume ale unor artiști mai mult sau mai puțin consacrați, care se zbânțuie și ei în toate felurile, încercând să colinde, dar numai de colind nu le iese. Pentru că știi care-i povestea cu colindul? Dacă din el lipsește Hristos, te agiți degeaba. Mai rău. Dacă în colind te introduci doar pe tine, e mult, mult mai rău. Devine un colind egoist ăsta, un colind în care te colinzi pe tine, așa, în chip egoist. Deci mă bucur că elevii noștri revin sau învață tradiția colindului strămoșesc, colindului autentic, cel care vestește nașterea Domnului și nu apucătura omului, ca să spun așa. Mai departe, în misiune, vorbim despre o declarație a domnului Raed Arafat, secretar de stat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, care pe Facebook a îndemnat la vaccinare. Vaccinarea copiilor este vitală, spune Raed Arafat, care a făcut un apel la părinți ca să-și vaccineze copiii, deoarece au reapărut, de fapt, boli eradicate, ca, de exemplu, poliomielita. Da? Cea mai gravă consecință a campaniei antivaccinare este reapariția unor boli care au fost eradicate în trecut. Este incredibil și chiar extrem de periculos, spune Raed Arafat, pentru că există persoane care au mare grad de credibilitate, fiind persoane publice și care duc campanii antivaccinare. Acum, sigur, eu nu o să intru în problema specialității vaccinului, că nu sunt de specialitate, dar așa, cât mă pricep eu la comunicare, mai spun încă o dată pentru autorități, pentru că e vorba de domnul Arafat, care este cumva din partea autorităților. Este foarte important să demontați această campanie de vaccinare cu niște informații credibile. Adică oamenii au început să nu-și mai vaccineze copiii pentru pur și simplu motiv că sunt speriați de informațiile antivaccin care au apărut pe internet. Un mediu destul de liber și de libertin, chiar aș putea spune. Într-o astfel de situație, tot ce poți să faci este să combați, să explici, să încerci să lămurești. Sigur, rata de succes nu va fi 100%. Se vor găsi 2, 3, 5 părinți care în mintea lor vor rămâne cu credința că vaccinurile sunt rele. De-aia nu îmi vaccinez copilul. Că dacă n-ar fi vaccinul ceva rău pentru ei, s-ar duce și și-ar vaccina copiii. Deci pentru acești oameni vaccinul este ceva rău. Nu e suficient să spui campania de antivaccinare era. Bun, tu cu ce vii? Nu e suficient să spui vai, cei care sunt antivaccin sunt niște oameni răi. Bine, dar voi care susțineți vaccinul, cu ce lămuriți că vaccinurile nu sunt rele? Că aici e discuția. Eu nu aș pune discuția și aici domnul Arafat greșește din punctul meu de vedere. Eu nu duc discuția spre cei care zic sau spun că vaccinul este rău. E treaba lor ce zic. E libertatea lor să zică. Dacă alții îi folosesc pentru audiență, sigur, fenomenul se devine mai grav. Dar eu ca autoritate, nu asta e problema mea.
ci problema mea este să combat informația rea, nu persoana, ci informația. Pentru că altminteri apare atac la persoană și iese mai rău. Adică dacă cineva vine și îmi spune, de exemplu, vaccinul e rău și eu mă duc și spun de respectivul, de X. Xulescu e un nepriceput, are dosarul plin de probleme, e un păcătos, e vai de capul lui. Oamenii ce vor înțelege de aici? Oamenii vor înțelege că eu nu discut despre vaccin, de fapt, ci discut despre Xulescu. Și dacă îl pun pe Xulescu în discuție, înseamnă că, într-un fel, Xulescu are dreptate. Ce am eu cu Xulescu de-l critic pe el? Deci, atacul la persoană nu e o justificare, nu e o tactică bună pentru a câștiga oamenii pentru vaccin. Pentru că dacă tu te iei de cel care este antivaccin, într-un fel îl legitimezi. Oamenii vor crede, domnule, știe ăla ceva și deranjează sistemul, știi? Adică, ăștia sunt oamenii. Nevoia de siguranță care este pe piramida lui Maslow la nevoile de bază ale omului este ceva cu care nu te poți juca. Deci este o tactică greșită să te iei de cei care au ieșit și au vorbit contra vaccin. Spune ce au greșit. Luptă-te cu informația negativă, nu cu omul. Pentru că dacă te lupți cu omul, nu vei face decât să întărești informația negativă pe care a lansat-o și o să fie și mai rău. Na, cum să spunem popor, părerea mea, problema mea. Mergem la o știre bună pentru constanțeni, că se tot vorbea că la Constanța gigacaloria este una printre cele mai scumpe, dacă nu cea mai scumpă din țară. E bine, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a stabilit reducerea prețului gigacaloriei. Acesta va fi mai mic cu 6,48 de lei pe gigacalorie. Nu știu dacă 6 lei e mult pe gigacalorie sau e puțin. Pentru că prețul se reduce de la 251 de lei pe gigacalorie sau 252, că e 0,94, la 246,54 lei pe gigacalorie. Deci vreo 6-7 lei scade gigacaloria. Nu e mult. Nu e mult. Dar e un început. Poate se mai găsește o sursă sau se mai găsește un motiv pentru care ar putea scădea mai mult. Mie nu mi se pare o scădere foarte mare. E o scădere. E o reducere. Asta se va vedea mai departe, pentru că există o altă problemă. Nu toți constanțenii plătesc direct la CET gigacaloria. Atenție! Prețul scade la gigacaloria produsă de CET Palas. Nu gigacaloria finală distribuită de Radet. Pentru cei care beneficiază de energie termică în sistem centralizat de la Radet, situația e mai tulbure, pentru că la prețul gigacaloriei de la Radet, care scade și pentru de la CET, care scade și pentru Radet, se adaugă costurile Radet. Oricum ar trebui să scadă și pentru cei care sunt legați la sistemul Radet, pentru că nu-i așa, le scade cumva costurile cu agentul care intră în rețeaua lor de distribuție. Una peste alta, e o mică luminiță acolo, să spunem, cum sunt aceste LED-uri moderne, nimeni nu mai aprinde astăzi lumânări în brad, și ce frumos un simbol lumânării, nimeni nu mai aprinde astăzi lumânări în brad, toată lumea aprinde LED-uri, e un LED. Această gigacalorie în marea de preț pe care o reprezintă prețul gigacaloriei la Constanța. Mai departe, în emisiune vorbim despre ce exportăm și ce importăm. Un studiu făcut asupra produselor agricole, mai ales pe care România le exportă și le importă, a concluzionat faptul că exportăm mult și ieftin, în timp ce importăm puțin și scump. Asta înseamnă că România este o țară bună pentru resurse,
avem o agricultură, să spunem, competitivă, cerealele sunt în topul exporturilor livrate în spațiu intra- și extracomunitar. De exemplu, avem grâu și meslin exportat în cantități foarte mari, 5,2 milioane tone. Deja România a ajuns pe locul 2 în Uniunea Europeană la exportul de grâu și orz după primele 7 săptămâni ale sezonului. Încă o dată se confirmă că România este grânarul Europei, da? Adică avem capacitatea de a furniza grâu Europei, da? Iată, am exportat atât de mult grâu că suntem pe locul 2 în Uniunea Europeană la exportul de grâu. Ce mai exportăm? Țigări de foi și trabuce. Da, exportăm tutun, ca să vezi. Semințe de rapiță, porumb, semințe de floarea soarelui și orz. Mai exportăm. Bun, ce importăm? Importăm cantități mai mici, dar foarte scumpe, asta este problema, și într-un fel ne furăm și singur căciula, pentru că am ajuns în situația paradoxală în care, de exemplu, exportăm sfeclă, sfeclă de zahăr, știți, din care se face zahăr, exportăm sfecla și importăm zahărul. Ca să vezi. Adică noi nu mai suntem în stare să ne producem propriu zahăr, deși avem sfeclă. Asta e paradoxul, știi? Industria de produs probabil nu face față sau, cine știe, o fi o tactică de a mai face niște bani. Iau sfecla, o duc pe afară, o plimb, o transform în zahăr și vine mai scump în România. E de studiat. Hai să vedem ce importăm așa, în mod statistic. Cel mai mult importăm carne de porc proaspătă și refrigerată. Deci vă dați seama, nu suntem în stare nici porci să creștem. Păi da, că fermele s-au cam dus, să zic așa. Produse de patiserie, brutărie și biscuiți. Vă dați seama, importăm biscuiți. Da, dar dacă te uiți pe rafturi, într-adevăr, biscuiți românești cam puțin. Grâu și meslin iarăși importăm. E paradoxal, exportăm grâu, dar mai și importăm grâu. Ce mai importăm? Zahăr din trestie sau din sfeclă, așa cum spuneam, hai că trestie de zahăr nu prea avem, dar sfeclă avem. Nu înțeleg de ce exportăm sfeclă și importăm zahăr. Importăm cafea, asta sigur nu prea crește pe la noi. Deci cam asta este situația exporturilor și importurilor din România, ca să ne facem o idee despre resursele țării noastre și despre ce am avea nevoie. Sărbătorile se apropie și cu o oarecare tristețe din partea celor care nu sunt niciodată luminați de pace, de iubirea de aproapele. Nu. Din păcate, ura stăpânește mare parte din lume. Ambasadorul Rusiei la Ankara a fost asasinat. S-a întâmplat aseară. Andrei Karlov a murit în urma rănilor suferite într-un atac armat ce a avut loc în timp ce ținea un discurs la deschiderea unei expoziții de fotografie, transmit agențiile de presă internaționale. Aveți o succesiune de imagini pe ecran, acesta este ambasadorul și acesta este asasinul. Foarte, foarte surprinzător acest atac, pentru că, vedeți, nu e nimeni pe acolo. Se spune că ambasadorul obișnuia să meargă la astfel de evenimente fără a fi protejat. Probabil că avea încredere, cine știe. Cert este că bărbatul făcea parte din niște mișcări de-astea de rezistență. Unii spun că era ofițer de poliție, lucra în Ankara, alții spun că ar fi avut pregătire de poliție timp de 2 ani. Ar fi urmat niște cursuri de polițist. Una peste alta, este surprinzător faptul că omul a reușit să ajungă atât de aproape de ambasador, fără niciun filtru, a reușit să intre în clădire, deși
În clădire existau niște forțe de securitate, dar spun surse din poliție că tocmai așa a reușit să treacă de forțele de securitate, dându-se drept polițist. Vedeți că dacă vă uitați cu atenție, el arată a om de securitate, așa. E îmbrăcat la costum, o fi avut și vreo legitimație, ceva. Avea și pistol în dotare, culmea. Deci, problema este că acum Turcia are o mare problemă. Sigur, n-are o problemă internațională. Imediat s-a luat legătura cu Rusia. Putin a și spus că este un atac terorist. Cineva încearcă să semene tensiune, să semene vrajbă între Rusia și Turcia. Nu se va întâmpla lucrul ăsta, dar o problemă rămâne, și anume problema de securitate. Acum, eu nu știu, de fapt, și știrile sunt aici contradictorii. Unii spun că omul era polițist, alții spun că ar fi fost pregătit în poliție, nu mai lucra în poliție și făcea parte din niște forțe de-astea paramilitare, rezistența contra revoluției, ceva de genul ăsta, tot felul de denumiri care umblă pe agențiile de presă. Problema este cum a ajuns omul ăsta așa de aproape de ambasador. Cum a reușit omul ăsta să treacă de filtre? Dacă se dovedește că nu lucra în poliție, eu are cum mai bine. Dar dacă se dovedește că făcea parte din poliția turcă, din rândul autorităților turcești, cum ar veni, atunci problema devine mult mai gravă, pentru că deja înseamnă că autoritatea turcă este, cum să spunem noi, fisurată, da, de elemente teroriste. Iar asta este o problemă. Este o problemă care cred că nu numai în Turcia se poate întâmpla. Cred că se poate întâmpla oriunde, pentru că nici Europa occidentală nu este scutită de tragedii. Trecem la o altă tragedie, la Berlin. La Berlin și la Zürich au avut loc niște atacuri de factură teroristă. Autoritățile spun posibil atacuri teroriste. La Berlin un camion a intrat în mulțime la un târg de Crăciun. E aceea schemă ca la atacul terorist de la Nisa, din Franța, știți? Deja există mai mulți morți și răniți. Șoferul a fost arestat. Se pare că ar fi reușit să fugă și apoi a fost capturat de autorități. Cert este că pur și simplu a intrat în mulțime cu camionul. După ce în 2001 teroriștii au reușit să patenteze atentatul cu avionul, acum văd că se folosesc tot felul de mijloace. Practic, teroriștii, ca într-un război de gherilă, încearcă să transforme orice în armă. Iar camionul e mare. E mare. Să intri într-o piață unde avea loc un târg de Crăciun, să intri într-o piață cu gândul de a-ți omorâ semenii, folosind un camion pe post de armă, e o treabă. Alții apelează la arme clasice. La Zürich a avut loc un atac armat într-o moschee. Vedeți? Iarăși intervine problema islamului, pe care țin să o actualizez, dar mai întâi să prezentăm știrea. Un bărbat îmbrăcat în negru a deschis focul asupra celor din moschee și a rănit cel puțin 3 persoane, au anunțat surse din cadrul poliției locale din Zürich, potrivit agenției de știri Reuters. Victimele sunt în vârstă de 30, 35 și 56 de ani, au suferit răni grave și martori au spus că suspectul a părăsit în fugă moscheea imediat după atac. Se confirmă aici o teorie mai veche spusă de specialiști în securitate și anume teoria lupului singuratic.
Există atacuri teroriste organizate nu numai de rețele, precum Al-Qaeda sau Daesh, statul islamic. Există atacuri organizate și de oameni singuri, oameni care se pregătesc singuri, au niște contacte, dar acționează pe cont propriu. Deci, tipul ăsta avea o armă, cum își făcuse rost de ea, rămâne de văzut, a intrat pur și simplu în moschee și a început să tragă. Ăsta este un atac al unui lup singuratic. Deci se confirmă ceea ce specialiștii de securitate spuneau încă de acum vreo 2 ani, de la atacurile, ba chiar de la atacurile asupra Charlie Hebdo din Franța s-a spus prima dată acest lucru, că marea problemă nu este terorismul de rețea, ci marea problemă începe să devină și va fi problema lupilor singuratici care nu sunt în rețea și care sunt greu de depistat de forțele de securitate. Cu rețeaua mai e cum mai e, de la unul la altul ajungi, știi rețeaua, găsești niște informații, te descurci oarecum. Cu lupul singuratic e foarte greu, pentru că nu poți să urmărești efectiv pe toată lumea, asta este una. Nu poți să prezumezi pe toată lumea ca fiind terorist, nici asta nu poți. Și atunci e foarte greu să-ți dai seama când un dement, că altfel nu pot să-l numesc, un extremist religios, pentru că el folosește religia în scop terorist și n-are nimic de a face religia cu treaba asta. E ca și cum ai spune că dacă un medic a omorât un om în operație, are ceva medicina. Nu, medicina e bună și dreaptă și folositoare. E treaba medicului că n-a știut să opereze. Așa și aici. Nu religia e de vină, că am văzut pe unii spunând, mai ales oameni lipsiți de cultură teologică și care vorbesc așa din auzite, că religia a generat războaie. Nu, frate, nu religia a generat războaie. Oamenii fac războaie. Da? Doctorii omoară oameni în operație, nu medicina omoară. Medicina spune să-l vindeci. Dar dacă tu ești nepriceput ca doctor, poți să-l omori. Malpraxis. Da? Așa și aici. Erezia. Înțelegerea greșită, extremismul religios, asta omoară, nu religia în sine. Hai să ne înțelegem. Mai trebuie ceva, cultură teologică, ca să înțelegem că nu religia face rău. Încă totdeauna religia a vorbit de bine, de iubire, de frumos. Și în islam cred că e la fel, adică nu cred că islamul este o religie a terorismului. Ar fi o eroare fatală să spunem acest lucru. Da? Deci, ca să concluzionăm cu atacurile astea, marea problemă este extremistul singur, de capul lui. Nu poți să angajezi cât un polițist să supravegheze fiecare cetățean. De asta, când spuneam înainte celor care voiau religia scoasă din spațiu public, că ei gândesc greșit, este mult mai util să înțelegi religia, să urmărești fenomenul, ca să depistezi extremiștii. Negând religia, încercând să o distrugi, ceea ce nu vei putea sigur niciodată. Dar încercând să o ignori, cum încearcă autoritățile, de exemplu, occidentale, care ignoră sistematic uneori în deciziile lor chestiunile religioase. Ignorând-o, nu faci decât să stârnești și, mai rău, să pierzi din vedere extremismul, care poate cauza foarte mult. Da? Deci, soluția nu este să ignori. Soluția este să încerci să înțelegi. Dar nu este prima eroare care se întâmplă pe fața Pământului. O altă eroare vine din zona economică. Atunci când cauzi foarte multă creștere economică, cauzi boom-ul economic, așa cum s-a întâmplat în China, desigur că apar și consecințe, creșterea economică poluează China, avem cod roșu de poluare la Beijing, meteorologii au avertizat că situația se va înrăutăți, avem harta cu zona de poluare și vedem cum arată orașele, în special este vorba de capitala Beijing, care este sub cod roșu de poluare, și mai este vorba și de orașul Shanghai, care de asemenea, fiind puternic industrializat, are și el probleme. Dar de 3 zile, capitala Beijing este acoperită de un nor uriaș de ceață toxică. Nivelul de poluare este atât de ridicat încât autoritățile au decretat cod roșu pentru prima dată în acest an.
Școlile au fost închise, traficul a fost restricționat, în multe fabrici s-a întrerupt activitatea. În unele locuri, nivelul de poluare este de peste 20 de ori limita admisă de recomandările Organizației Mondiale a Sănătății. Și situația de la Beijing este departe de a fi singulară. Aveam o hartă pe care o vedeți. Este vorba de o suprafață de 1,4 milioane kilometri pătrați în nord-estul Chinei, unde vizibilitatea este pe alocuri. Uite, asta este harta, suprafața. Este pe alocuri sub 50 de metri, lucru ce afectează grav traficul. Sute de zboruri au fost anulate, dar gradul extrem de mare de poluare atmosferică creează, desigur, probleme de sănătate. De unde vine toată această poluare? Că, sigur, ne-ar interesa și de unde vine atâta poluare. Păi de unde se vine? Decât de la emisiile de gaze de la mașini. În China, să știi, a circula un miliard de oameni nu e chiar ușor. Și de la folosirea intensă a cărbunelui drept combustibil. Problema devine îngrijorătoare, mai ales în timpul iernii, ca urmare a intrării în funcție a sistemelor de încălzire pe bază de cărbune a locuințelor. Da? Uite, avem o poză foarte sugestivă. Cam așa arată în China arderea cărbunelui. Știți, nu, în România nu prea se mai arde cărbune. Poate, cine știe, în zone izolate. Cei mai tineri cred că nu prea știu cum arată cărbunele, da? Când arde cărbunele, cam așa se întâmplă. Și să nu uităm că, totuși, China are și foarte multă industrie care, sigur, la rândul ei, generează și ea ceva poluare. Dar, în principal, poluarea se datorează folosirii combustibililor fosili. Avem, în mod oficial, președinte ales al Statelor Unite, Donald Trump. N-a fost nicio surpriză, colegiul electoral l-a ales ieri pe Donald Trump ca președinte al Statelor Unite al Americii. Asta în ciuda tuturor zvonurilor, presupunerilor, calculelor de presă, manipulărilor și tot ce se mai întâmpla. Surpriza este însă în cu totul altă parte. Toată lumea se aștepta ca electorii americani, unii dintre ei, a fost o campanie de presă enormă pe tema asta, toată lumea se aștepta ca unii dintre electori să respecte votul popular și să nu voteze cum se întâmpla până acum. Dar sigur, trebuie să înțelegi puțin sistemul de vot american. Acolo sunt state. Statele Unite ale Americii sunt, de fapt, o țară federativă. Acolo este o uniune de state. Fiecare stat vrea să aibă independența și personalitatea lui. De asta s-au introdus electorii. Al minte, ar fi simplu. Dom'le, întrebăm toți americanii și majoritatea simplă decide. Nu! La ei nu este așa. La ei nu contează atât de mult tot poporul. Pe americani interesează mai întâi statul lor decât pe cetățenii din alt stat, pentru că ei sunt Statele Unite. Ei au totuși o independență statală, interstatală. Nu mă interesează cum sunt taxele în Iowa, sau în Michigan, sau în Ohio. Pe mine, în Texas, mă interesează să fie bine la mine. Și veți găsi, repet, veți găsi unele legi care se aplică într-un stat, iar în altul nu se aplică. Asta este Federația de State. Și nouă ne este mai greu să înțelegem că noi nu avem așa ceva prin Europa. Știi? N-avem. Dar la ei de asta s-au introdus electorii. Ca fiecare stat să aibă personalitatea lui. Să nu decidă chiar totuși cetățenii din Maine sau din Washington sau mai știu eu de unde soarta celor din Alaska. Alaska a zis, domnule, noi vrem să ne reprezentăm prin electorii noștri. În fine, deci toată lumea se aștepta ca unii dintre electorii americani să-l trădeze pe Trump și să voteze cu Hillary Clinton. Și toată lumea se aștepta ca totuși Hillary Clinton să iasă președinte al Americii, deși tradiția spune că de regulă electorii votează cu cel care a câștigat în statul respectiv. Câștigătorul ia tot.
aia alții care au pierdut nu mai contează. Asta este politica statală din America, ce să-i faci, este dreptul lor democratic de a se auto-organiza. Surpriza vine de la Hillary Clinton, pentru că contrar tuturor aparențelor, aici a fost marea surpriză, pe Trump nu l-au trădat decât 2 electori. Da? 2 electori l-au trădat pe Trump, dar pe Hillary Clinton au trădat-o 4 electori. 4. Deci, mai mulți electori au trădat-o pe Hillary Clinton decât pe Trump. Na. Uite, ca să vezi, într-un fel, încă o palmă peste obrazul democrațiilor și probabil asta a fost un răspuns la, să spunem, aversitatea firească, până la urmă e democratică, aversitatea manifestațiilor, pentru că votul electorilor s-a desfășurat sub proteste. Peste 200 de manifestanți au înfruntat gerul în Pennsylvania, scanând nu vrem Trump, nu vrem SUA fasciste, nu trădării, nu lui Trump. Protestatari s-au strâns și în Colorado, Georgia, Carolina de Sud, Virginia, Texas și Nebraska. Mă rog, simpatizanții ai democraților. E dreptul lor să protesteze, nu e nicio problemă. Numai că vezi, cei mai mulți dezertori au venit din rândurile democraților. 6 electori au votat pentru un alt candidat, 4 au reprezentat statul Washington, tradițional democrat, care a fost câștigat de către Hillary Clinton, și 2 electori i-au întors spatele lui Trump. Uite, vezi, asta înseamnă democrația. Mai zi ceva. Acum vreau să văd mainstream-ul presei cum înțelege treaba asta democratică. Poporul a votat. Pentru că noi am senzația că anumite mijloace de presă, desigur, chiar încearcă să manipuleze, chiar încearcă să orienteze votul. Repet, face parte din democrație treaba asta, nu am o problemă cu ea. Dar chiar în ciuda tuturor aparențelor, tu să fii, gică, contra, chiar să fii împotriva poporului tău, chiar nu poți. Știi? Asta vreau să văd acum reacția presei democrate, care, sigur, a încercat până în ultima clipă să manipuleze, să impresioneze, să facă cumva, să determine chiar și pe electori să voteze contra. E, uite că nu le-a ieșit. Ba mai mult, pe ei i-au trădat mai mulți electori. Aș putea chiar spune statistic dublu. Deși, mă rog, de la 2 la 4 nu e mult, dar vezi ce înseamnă statistica. E o joacă. Deci, de 2 ori mai mulți electori au trădat pe Hillary decât pe Trump. Ăsta e un titlu real. Deși, repet, de la 2 la 4 nu e mare diferență. Dar statistica e statistică. De 2 ori mai mulți electori au trădat-o pe Clinton. Și ultimul subiect din ediția de astăzi a emisiunii, încheiem într-o notă de zâmbet oarecum teologic. Cercetătorii s-au apucat să studieze care este relația dintre mâna stângă și mâna dreaptă. Se spune biblic, știm că este acest cuvânt biblic, să nu știe stânga ce face dreapta. Se referă la discreția milosteniei. Adică noi când facem milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta, adică să facem discret. Cercetătorii s-au apucat să studieze dacă stânga chiar știe ce face dreapta, dacă mâna stângă știe ce face mâna dreaptă. Răspunsul lor este că da, mâna stângă știe ce face mâna dreaptă. E firesc, adică nici nu mă așteptam la alt răspuns științific. Au făcut cercetătorii o serie de teste în care au descoperit că există o corelație între mâna stângă și mâna dreaptă. E firesc. Asta nu o surprinde. Ceea ce mă surprinde este modul în care a pătruns această știre în presă. Adică, vezi, se folosește un concept biblic. Aici nu discutăm de faptul pur științific că mâna dreaptă e coordonată cu mâna stângă. Orice om știe treaba asta. Încercați să faceți două lucruri diferite cu cele două mâini și veți vedea că nu prea vă iese. Adică ai tendința să le coordonezi. E logic, adică deja discutăm de gaura de la covrig. E în mod obișnuit treaba asta. Deci nici nu se putea pune problema că n-ar exista o coordonare între mâna stângă și mâna dreaptă. Dar nu asta mă surprinde,
ci modul în care a intrat știrea pe presă. S-a făcut apel la un concept biblic, de unde se demonstrează o teorie mai veche a publicității, că pentru a avea succes, sloganul publicitar, ideea de presă, titlul, dacă vreți, orice, care se adresează publicului, trebuie să fie situat între mit și legendă. Iar aici, miturile biblice prind foarte mult. Încă o dată se demonstrează că religia nu poate dispărea din viața omului, sigur, spre supărarea celor care o vor dispărută. Dar știi că și aceștia care vor și se luptă cu religia să dispară, o vor dispărută, și aceștia tot cu religia se preocupă. Deci, într-un fel, religia tot este în viața lor. Poate într-o zi se vor trezi. Eu aștept cu bucurie acea zi. Mulțumesc pentru atenție. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Dea bunul Dumnezeu să ne reauzim cu sănătate și bucurie și mâine toate cele bune. Doamne ajută!